Coroană, pentru noi, băiatul a fost mai mult, adică ca copilul nostru. Da. De când ne-a spus, nu știu, s-a rupt ceva în noi. Da. Băiatul meu e cu 2 ani mai mic ca el. Au fost ori copilărit, ori crescut aici, în fața blocului, și chiar astăzi vorbea la, și zicea, stau să-mi aduc aminte niște momente din copilărie, pentru că el în ultimul timp, fiind plecat în Constanța, el acolo a făcut... făcut și liceu militar aici, el de la liceu deja s-a mai distanțat un pic, dar totuși el când venea în vacanțe, când venea tot aici, venea chiar nu de mult, a fost aici. Și el a venit cu el? Cum vi s-a părut? Eu nu l-am văzut personal, nu l-am văzut, știam că a venit de la băiat. Dar cum ați aflat? Adună mamă, pentru cum ați aflat? Băiatul m-a sunat, eram în oraș. Și el, azi dimineață am auzit la televizor. Și am zis, Doamne, numai să nu fie de timpul când știam că e plecat în Afganistan, că acum o lună și ceva a fost, mama lui plecat la Constanța și zicea că, uite, am venit, că n-am mai văzut-o pe aici, zice, am venit că am fost, că Vasile a plecat iar în Afganistan, asta e a doua oară când a plecat. Avea inima strânsă mama? I-a plecat categoric, deci și prima dată când a fost, în fiecare zi zice, numai să-l aud că e bine, zice, numai mă suna și numai îmi spunea, când a venit, a venit cu o barbă până la brâu, așa, ca să nu, ca așa, probabil că acolo așa au trebuit să umple, ca să nu-i... Dar de ce azi, mama, de ce mergea în Afganistan? Iubea meseria asta? Bine, da, da. Foarte deci, mult. Foarte, da, da, da. Era profesionist. Da, deci foarte mult. Că nu avea copii, deci e căsătorit acum de mult, de un an și ceva s-o căsătorit, încă nici nu a făcut nunta. Urma să facă după ce vine din... Și după ce se întorcea din Afganistan? Exact.